Da, bună dragilor, începem aici un nou vlog astăzi din nou, pentru că dacă nu încep, nu mai începem nimic și atunci rămânem fără. Astăzi este vineri, tocmai vin de la unghii, v-am zis că merg vineri la unghii și am reușit să mi le fac și eu așa frumos. Am fost la o fată, la o româncă aici, care de drăguț mi le-a făcut, am pus ceva niște, am făcut ceva niște, cum îi zice, pietricele și ceva de genul ăsta, așa? Ce este? Fă și mănâncă, te rog, că vorbesc cu guys, haide, lasă-mă să mă vorbesc. Vrei să spui și tu ceva? Ce vrei să spui? Hai. Bună! Bine! Ce faci? Ești bine? Hai, du-te și papă, hai! Pa! Pa! Du-te și papă și mai vine mami la tine. Așa, mi-am pus unghiuțele și am mai fost prin centru, prin Dunstable, să iau niște făină, niște mălai, că nu mai aveam mălai în casă și am luat mălai. Ca să am pentru soț, pentru că el mănâncă măliguță și pentru mine de luni încolo, când o să am și o voie să merg la pasate după 2 săptămâni de lichide. Bun, și am făcut o supă, mi-am mai făcut o supă și pentru mine că nu mai aveam, s-a terminat și acum vreau să-mi fac un compot de mere, ca să fie că nu mai am compot pentru mâine. Și cum asta este viața, udăm între compoturi și iaurturi și supe. Dar, na, ce să facem? Astăzi n-a prea mai făcut multă treabă, adică efort fizic. Am muncit de dimineață 2 ore, m-a lăsat Anastasia, după care am fost cu ea la unghii, am fost prin centru, ne-am plimbat, am venit acasă, am stat în grădină, pentru că erau 32 de grade la mașină și hei ho, ne-am relaxat în grădină, ne-am jucat cu mingea și chestii de genul ăsta. Așa că, da, hai să vă arăt. Cred că v-am arătat în videoul trecut ce oală șmecheră aveam luat eu transparentă, să vă arăt și acum. Bună, dragilor, oficial avem cea mai călduroasă zi a anului. Zice 31,5 acum în bord și la radio așa a spus, cea mai călduroasă, așa că da, haideți, mergem la cumpărături. Bună, Anastasia, ce mănânci acolo? Mănâncă pâine cu humus și cu somon, nu? Și a vrut să-și pună ea toate scobitorile ei, măi, măi. E bun? Bravo, poftă mare! Da, asta este ulița mea transparentă. V-am zis eu că am vrut și eu o uliță transparentă și o să mă pun acum să fac în ea compotul pentru că zice că e rezistentă, să vedem ce și cum, la cât rezistă. Am aici niște mere, le-am adus cu mine din România și mai am, așa că o să le curăț și fac un compot de mere și cam asta e situația. Da, dragilor, cam asta e ulița, așa funcționează. Uitați ce frumos să văd, am pus niște mere să fac, avea un compot și cam asta i-am pus apă până sus și așteptăm să fiarbă. Deci avem compotul nostru care a fiert puțin și îl mai lasă mai fiarbă. Iar apoi să pot să mănânc mâine compot, să beau, pardon. Suntem astăzi în ziua de luni. A început Anastasia un fel de fan club, un fel de, nu știu dacă vrei să ziceți, grădiniță de vară, dar ideea e că merge doar 4 ore 45, ceva de genul ăsta, până la amiază și se joacă. În principiu sunt activități, ai mai multe variante, ai 2 variante pentru dimineață și alegi ce vrei să facă. De exemplu, era ceva astăzi cu mestis, de exemplu, creativ, să se joace, să creeze ceva, mi-a zis să-i aduc haine să nu fie foarte bune pentru că o să se murdărească, sau alte activități, în alte zile ceva sportive, în alte zile de dans, în alte zile de cântat, chestii de genul ăsta. Și am găsit aici, el a vreo 12 minute de noi cu mașina și am zis că de ce nu să-i umplu și zilele astea cât mai sunt până plecăm iar în România în, la mijlocul lui august, luna asta, să o duc acolo și o să pot să muncesc de dimineață puțin. În funcție de cum se trezește, pot să o lași între 8 și 9 și un sfert și o duc acolo și stă până la 12.45, așa că da, mă mai ajută și pe mine asta pentru că sper să pot munci puțin și nu e așa, după aia, după amiază o avem împreună și pe ea să se distreze cu copii de vârsta ei, să facă lucruri de vârsta ei, pentru că cum, numai cu mami mereu poate fi plictisitor. Așa, acolo, având activități de ziua ei, mă gândesc că este altfel și mai interesant. Astăzi am început săptămânile cele 2 din prima lună de pasate, după operația de mișorare de stomac, care sunteți noi la mine pe canal, vă invit să vedeți videourile vechi cu privire la această operație. Mă simt bine, doar că la snack, adică la gustare, am avut o banană și celelalte colegi ale mele care au fost în cameră la fel au zis că face zgomot burtica. Și da, după ce am mâncat banana asta pasată, sau în timp ce mâncam banana pasată, ori că banana din ce știam eu și înainte te face să mergi la baie, deși eu n-am fost, e bună pentru stomac, pentru digestie, da, simțeam așa că îmi face mult zgomot în stomac. Dimineața am mâncat o pastă de ton cu brânză dulce amestecată și ierburi aromate, dacă vreți, sau verdeață, scrie acolo că pot să-mi aleg.
și mi-am ales asta și bineînțeles că am cântărit în măsură la 80 de grame și să știți că n-am putut să mănânc nici 80 de grame pentru că mi s-a părut foarte mult. Am pasat totul și am mâncat doar 50 de grame pentru că deja mă simțeam plină. Ni s-a și zis că s-ar putea să nu mâncăm tot și atunci nu exagerez, pentru că după lichide de dată să mănânci și atâta mâncare, plus că mai zice că trebuie să bem și 2 litri de apă, mi se pare mult. Așa că da, în celelalte 2 ore încerc să beau apă de acum până la ora 2 și un sfert când o să mănânc prânzul, să văd ce-mi fac, nu mai știu. Mămăliguță cu ceva, cred că, pentru că i-am tot gătit soțului care și-a pus balonul la Lurion, i-am tot gătit lui mămăliguță, cred că am mâncat aproape în fiecare zi. Și vă dați seama, eu n-avem voie decât lichide, cam pofteam și eu. Că na, tot rămân poftele sau dacă vezi mâncare te gândești cum ar fi sau ce gust avea. Așa că acum mi-e poftă și mie de mămăliguță. Păi apa Anastasia, mi-a venit o comandă iar de la Morrison făcută pe Amazon acasă. Mă duc să despachetez tot ce am cumpărat, eventual poate vă filmez și vă arăt. Am luat extra special pentru ce ne trebuie în zilele următoare pentru noi și cam asta e. Vă las și vorbim de acasă. Bine, e vină mai aproape, e spune. Cum a fost la fan club? Ți-a plăcut? Da? Păi vorbește, ce? N-ai limbă? Si, cum a fost? Ți-a plăcut? Da. Trebuie să spun centura, nu ți-am pus centura? Aoleu. Ia zici, ce ați făcut? Cu ce v-ați jucat? Haide, mami, zi, nu te uita la tine, zi cu ce te-ai jucat? M-am jucat cu nisip și cu foam. Cu foam? Cu spumă? Și l-ați amestecat? Da. Și ce ai ieșit acolo? A ieșit... Te-ai jucat așa, l-ai modelat în mână? Da. Aha. Și apoi cu ce v-ați mai jucat? Și după Sandu, da? Ne-am jucat după nisip, da. După aia cu ce? S-a întors în un slime. Aha, s-a transformat într-un slime și v-ați jucat așa. Și după aia ce activități ați mai avut? Am făcut roadable to... Ați cânta? To Anastasia. Ah, ați cânta sau ce? Mhm. Ce ai mâncat? Rolibac, to me. Și? Afară n-ați ieșit? Ați fost afară? Da? Unde? Avea de joacă? Și ce avea de joacă? S-a plouat. A plouat un pic, da, a fi curat. Și ce era? Erau jucării sau nu? Nu. Afară? Ce era? Era... Povestește, hai. Ce era? Zi-l-o, mamă. El n-a niște plasticări. Ce e ăla? Mașinuțe nu erau? Sau să te dai și ce te-ai jucat afară? Păi ăla să te duci acolo și acolo și acolo și acolo. Și ce-am înțeles. Și acum ce făceați când am venit eu să iau? Ne-am plimbat. Acum ce făceai în clasă? Stai cu minte, nu mai faci așa. Dar făceam... Ai avut și băieței și fetițe? Nu, dar fetițe. Erau doar fetițe? Da. Și te-ai jucat cu ele? Da. Și nu mai aveați alte jucării acolo? Nu. Și un aspirator. Aveai și aspirator? Da, ca acolo. Și te-ai jucat ca la grădi? Ți-a plăcut? Ți-a plăcut? Da? Bravo. Hai să mergem acasă, da? Da. Să vedem ce cumpărături avem. Haideți, vorbim de acasă. Zi, bye, bye. Hai. Bye, bye. Trebuie să punem centura. Bun, dragilor, hai să vă arăt ce mi-a venit de la Morrison prin Amazon rapid. Am luat aceste legume pentru că avem voie să mâncăm legume cu carne. Am luat pește pentru Anastasia, așa somon. Am luat acest broccoli din asta moale pentru că la fel legume, deci da. Dovlecelul ăsta la fel. Vreau să fac, avem rețetă, adică eu am rețetă de chifteluțe, pot să mănânc și pot să fac cu dovlecei și carne mai slabă. Ceapă, pentru că la fel pot să fac și am voie și ficăței cu mămăliguță și ficăței îi spune acolo să-i fac la fel cu puțină ceapă, stăi în buș. Și avem căpșunele pentru Anastasia, banane aici organice. I-am luat ei așa o gustare pentru mâine la acest club de vară, să aibă merele astea. Roșii la fel pentru ea.
Aici am luat și niște file de ce ăsta, de curcan. Am luat niște curcan, așa poate fac o tocăniță bucățele, pentru că pot să-l tai și să fac bucățele cu legumele astea, de exemplu. Și am voie să mănânc la prânz. Ce-i, mami? Așteaptă puțin, te rog. Un almete am mai luat. Acest curcan, la fel, așa dimineața, zice că pot și puțină șuncă, deci de curcan. E asta. Apoi, afine pentru Anastasia, bineînțeles. Iarăși dimineața am una din opțiuni de mic dejun, poate să fie un ou peste care pun foarte puțin cașcaval light și din asta l-am luat pe ăsta așa de la Neil, care nu-i foarte acru sau așa. Și am luat și cartofi pentru că la fel pot să mănânc un cartof umplut cu ce era, brânză dulce parcă sau ceva, trebuie să mă uit. Iar soțul la fel are voie lipie cu ceva, trebuie să mă uit și am luat și lui lipie atunci și cam astea sunt. Am mai luat niște apă la sticluțe mici ca să văd mai bine când beau 2 litri și astea sunt cumpărăturile. Mă pun să le pun la frigider și să vedem ce mai gătim, poate vă filmez, da. Da, dragilor, am uitat să vă filmez mâncarea soțului, am pus mămăliță cu brânză astăzi și apoi mămăliță cu pește. Eu mi-am făcut niște mămăliță cu mămăliguță cu pește și nu m-am simțit prea bine, am mâncat doar 50 de grame și deja mă simțeam așa plină și ca și cum vine senzația de greață și m-am oprit pentru că asta e. Am trecut de la lichid de la mâncare și nu trebuie să forțez, deci în mod normal sunt 80 de grame, dar nu am putut. Și m-am simțit puțin plină, așa că acum ieșim la o plimbare să facem mișcare, să vă poate mă simt mai bine după. Aici vă arăt, am făcut la abur niște brocoli din asta și legume, asta să mănânc, mă gândeam seara, legume cu cărniță, dar cred că las pe mâine astea, pentru că nu mai vreau să mănânc mult, dacă mi-a fost așa, m-am simțit plină, o să mănânc o supă cremă de seară, mămăliguță ce ne-a mai rămas și da, Anastasia noastră aici, ce vrei, mămică? Ce vrei, așteaptă puțin zi, bună! Bună! Unde mergem, la range? Ai luat bluza investiție de mami, mergem până la rei, să ne plimbăm prin magazin și să vedem ce găsim pe acolo. Hai cu noi! Bună, dragilor, haideți că am ajuns și la Range. Ne uităm pe ei să vedem ce și cum au. Au niște oițe de grădină. Tare ciudățele. Ce mai avem pe aici? Tot felul de decorațiuni. Avem niște... Ia uite. Ce faci, mami? Au băgat deja astea de toamnă, deci nu pot să cred așa ceva. Ia uitați. Dovlecei de toamnă și ce avem aici? Decorațiunile de toamnă, așa ceva. Adevărul că poți să zici că e toamnă acum, că sunt 19 grade maximă. Cam asta este în Anglia, aici la noi și astăzi. Văd că au băgat tot felul de chestii de toamnă. Ia uite, frumoși dovlecei ăștia. Sunt lucioși așa. Dar totuși încă nu este toamnă. Ce facem noi aici? Lasă dulciurile, unde umbli? Te-am prins, oațo! Hai la mame aici, uite ce frumos, avem și colțul galben, cu felul chestie de vară, cum ar veni. Hai la mami, hai! Te uiți, mama! Și mergem pe aici frumos, ne uităm să vedem pe unde vrem noi, pe unde avem nevoie, după aia urcăm la etaj. Ce nu-ți place, mama? Ce nu-ți place? Zi-l, mama! Stai puțin să vedem, uite aici am ajuns la tot felul de tocătoare. La bucătărie, asta de pizza. Stai aici, te rog. Uite ce drăguț ești ăsta. Sare și piper. Din bambu, vă, că sunt toate făcute. Astea sunt pentru... S-a găsit ceva, dar mă gândeam că sunt de agățat șervețele, dar nu. Tot felul de chestiuțe din bambus. Acacia. Platouri de servit. Tot felul de chestii. Te uiți la televizor? Ce s-a arătat acolo? Reclamă la tigaia respectivă, da. BBQ pan. Hai! Este să ne uităm și pe la astea înghețate ce au aici ei, că au ceva de la Iceland. Pui, niște samosa de-a lor, nuggets, pizza, tot felul de nebunii. Și ia să vedem, nimic sănătos. Tot felul de pui, iarăși nuggets din asta pentru copii, paste. O să mă uit după Anastasia, că am pierdut-o, lucruri pentru indieni, chica masala din astea. Ia să vedem unde e fata mea. Paste cu broccoli, legume stir fry, ce mai avem? Tot felul de chestiuțe din astea. Și dacă este vară, avem tot felul, ia uite, de când de băut, de răcorit.
hidratare și din astea frumoase cu floricele. Ia uite ce drăguțe sunt astea, mami. Pentru grădină, tot felul de farfurioare. Și apoi mai avem și aici. Da, uite ce frumoase. De stainless steel din astea să mai iau și eu una. Tot felul de forme, de culori, mai micuțe, uite așa. Da, ce ai mai văzut ceva drăguț acolo iar? Ghezdănele, nu? Pentru lunchbox și toate alea, da. Mai vedem noi astea în toamnă. Acum ai și borcanașe de tot felul. Astea micuțe, 2 lire. Eu erau și aici. Upsi daisy, ce am făcut? Și sticluțe și de toate. Haide, mânuță. Hai să mergem, dacă nu, și sus. Să vedem ce mai găsim sus, da? Și după aia revenim. Ia uite, și din astea aurite. Uite aici ce drăguț că am văzut și aici. Am mai văzut într-o parte. Astea sunt să pui la pungile desfăcute. Da, frumos. Stați că mai găsim un colțișor aici tot așa de toamnă. Ia uite ce drăguț este cu de toate. Decorațiunile deja. Nu vine să cred, dar vorba aia, nu mai e decât o lună și vine septembrie. Lasă-l acolo, te rog, că-l spargi. Lasă-l jos. Nu se ia în brațe nimic. Lasă-l acolo. Ne uităm frumos la el așa. Așa că da, au început deja decorațiunile de toamnă. Hai să mergem și sus să vedem ce este la etaj. Sunt chestiile de grădină de obicei. Așa că mama, hai cu noi. Și am ajuns sus la alea de grădină și avem, ia uite, sauna, jacuzzi, tot felul de chestii, lazy spa, 550, ăsta e din ăla chiar super mare, foarte fain, drăguț, ca să zic așa. Ia să vedem și tot felul de lucruri de grădină, vină cu mami să vedem. Avem, uite, ah, ce drăguțe sunt astea, uite mami, ce e asta? Ca un watermelon, vezi? Green! Strawberry, tot felul de lucrușoare ca să te atragă, să-ți ia ochii, bineînțeles. Luminițe de grădină. Mami, da, iubire. Vrei să vezi jos încet cu mami, da? Ha, ne uităm jos, ia, uite-te. Și de sus se vede jos, foarte drăguț magazinul. Gata, hai. Ia uite ce frumoasă e măsuța asta, ia să vedem. Da, căbutul. Da. Multe jucării de afară sunt pe aici. Uite, au și un șezlong. Tu mă duci la jucării de acum, nu? Da, mami, unicorn. Nu prea a avut soare, ăla este apel de soare. Păi ce să pui în apă în el, mami, și să-ți fie cald. Dacă sunt 19 grade, nu prea poți să te bucuri aici, ha? Mami, ce-a pus și apa? Lasă, te rog, nu mai pune mânuța. A umblat cineva așa. A căzut apa de acolo, cred că. Tot felul de joculețe, de vară, pe vârste. Mai lua și eu vreau să mă uit la alea de grădină și m-ai dus la jucării, nu-i așa? Hai. Da. Uite, tot felul de perne mari, să stai în grădină, pe ele. Ce ai mai găsit? Tu peste tu găsești câte ceva, măi, mami, măi. Tu? Ești culmea, măi, mami, e, măi. E apă în el. Hai, lasă-mă, serios. Cine a pus apă în el? Tu? Ai pus tu? Hai. Hai să vedem, uite, un șezlong drăguț aici, tot felul de mese. Ia uite, și acolo să stăm, hopa, și de făcut grătar, numai că vremea. Ce drăguț e și colorat e ăsta, tot felul de boluri de plastic. Ce vrei și ce nu vrei. Păi, nani, ridică-te tu de acolo, tu. Hai, come on, get up. Get up. Ok. Și tot felul de lucruri de barbecue acum aici, grătărele. Haide, vină pe aici. Uite ce frumoasă e asta, colorată. Perna colorată. Vină pe aici, te rog, mama. Lasă-le acolo, e gheață, hai. Avem și canapele. Avem de toate, ia uite. Câte canapeaua, nu zice. Numai ăsta e 329. Îți place? Ia zi, e confortabil? Da, it's comfy. Și îți place? It's comfy. Dar ce cauți? Vezi că știm că se deschide. Măi, măi, fato, măi. Toate le știi, mă? Știi? Toate le știi, da. Asta e 329. Hai, come on. Come on, you. Let's go and have a look somewhere else. Haide.
Să ne mai uităm pernuțe de afară, colorate, tot felul de lucrușoare. Cam asta e. Uite, aici am mai băgat ceva de mobilă. Vezi? Tapet. Vrei să te uiți la jucării? Hai să ne uităm la jucării. Ce avem aici? Un fel de depozita lucruri. Stai că te-ai agățat, stai. Imediat te desfacem, mami, stai. Imediat. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Uite, niște lucrușoare frumoase iarăși. Stai cu mami să nu te pierd, da? Ce drăguț e ăsta. Uite. Și pascuria e drăguță. Ai, căpșunică, uite, vezi? Să că strawberry, mama, ai văzut? Ha. Go, sorry. Ia să vedem ce mai găsim. Hai și pe aici. Ia vezi, ăsta cântă? Ce? Ăsta. Și avem lucrurile de mare. Gata, mami, haide. Cântă. Lucrurile de mare, frumos. Aici. Mami? Cu tematică de mare. Ce mai avem? Steluțe. Asta e interesant, cred că este un bec care se aprinde dacă îi pui baterii sau ceva, mă gândesc, nu? Nu văd nimic. Ar fi interesant dacă se aprinde, cred că. S-a așezat acolo. Lumânărele. Astăzi a început să zi friguroase și acum s-a încălzit. Aici și soarele la viață. Uite ce drăguță și asta. Este formă de căpșunică. Hai să vă arăt ce am mai văzut aici frumos la Range. Uitați, ta-ta-ta, perna ciupercă. Îți place, mami? Și uite, a luat-o și pleacă cu ea. Mă întâlnește cu ea, pernuță ciupercă. Și mai avem una, ia uite. Pam, pam, altă pernuță ciupercă. Nu-i ciupercă. Drăguțe, uite astea, ciupercuțe. Ce faci, o mănânci? Ce faci, nu mănânci ciuperci? De când mănânci tu ciuperci? Îți place? Hai, pune-o înapoi, hai, că e plină de praf, probabil, să nu te murdărești. Hai să ne mai plimbăm, mai dăm o tură pe aici, hai. Ulala, mai găsit un colțișor frumos. Ce faci, bei apă de acolo? Da, mami, așa este, pentru grădine. Pune-l încet înapoi. Nu mai atinge, că e murdar, nu mai atinge gulița. Nu știu, lasă-l acolo, niște sos, haide. Hai să mergem să vedem oglinda, uite, care îți place ție. Ha. Avem o oglindă frumoasă, cu luminițe. Îți plăcea ție, vezi? Cine e acolo? Nu prea... Haideți că am venit un pic și în parte la Range, ne săturasem și dacă vremea e frumoasă am venit până în parc să se joace, după care o să mergem și o să curce de vreme astăzi. Da, dragilor, încheie aici acest vlog. Astăzi e a doua zi și m-am dus să-l las pe Anastasia iar la acest club de vară. Și m-a prins o ploaie, ia uitați ce frumos plouă în Anglia. Cam asta este situația, închide vlogul aici și o să urmez iar altul cu ce mă facem astăzi, ce mâncăruri mai mănânc și tot așa. Vă las, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și pe data viitoare, să fiți bine!